Ce cadou controversat i-a făcut Armin Nicoară Georgiana Lobonț de Crăciun? Cum a reacționat Claudia Puican, liniștește-te? Au fost implicați în scandaluri de proporții din cauza banilor. Și-au adresat replici extrem de dure și înțepături, dar iată că acum sunt în relații mai bune ca niciodată, mai ales în perioada sărbătorilor de iarnă. Pentru că a fost plecat în America, Arminicoară nu s-a putut întoarce cu mâna goală la Georgiana Lobonț. Se pare că odată cu sărbătorile de iarnă, armin și Georgiana Lobon au revenit la sentimente mai bune. Deși lunile trecute, celebrul saxofonist a acuzat-o pe interpreta de muzică de petrecere că nu dorește să-i mai dea banii pe care îi datorează. Ei, bine, chiar în platoul de la Antena Stars, cei doi au părut mai apropiați ca niciodată și puș pe șoti. Armin Nicoară nu s-a mai putut abține și a arătat un schimb de mesaje destul de tumultuos între el și colega lui de breaslă, care totodată este și prietenă, nimeni alta decât Georgiana Lobonț. Georgiana Lobonț a explicat ulterior situația, spunând că Armin Nicoara a fost plecat în America și s-a gândit să-i cumpere un cadou frumos, însă nu orice fel de cadou, ci un set de lux de lenjeri intimă, adusă tocmai de pe meleagurile străine eram curare și am murit de râs. A venit cu punga cu roz și dungi negre și mi-a spus că mi-a adus din America chiloți originali. Auzi, te-ai gândit cu fericire și ce frumoase au fost botezurile copiilor mei, a spus Georgiana Lobonț. Reacția neașteptată a Claudiei Puican. Interpretat de muzică de petrecere, a mărturisit că amândoi s-au întâlnit într-o parcare, atunci când Armin Nicoară i-a înmânat cadoul cu pricina, iar de fața a fost și partenerul de viață al Georgianei Lobonț, Rareș. Vizibil deranjată de situație, Claudia Puican l-a înțepat pe partenerul ei de viață, pe Armin Nicoară. Bine, acum liniștește-te, iubitul meu, te rog, nu te mai agita. Ce să mai zic când îi vedeți pe Armin și pe Georgiana unul lângă altul, nu mai pot să mai vorbesc, a spus Claudia Puican. Claudia Puican și Armin Nicoara au mărturisit că mai întâi doresc să facă cununia religioasă și civilă și ulterior se vor gândi să devină părinți pentru prima oară, iar naște cununiele vor fi chiar Georgiana Lobonț și Rareș, soțul ei.